Bună dimineața și bine v-am găsit! Astăzi mă vedeți cu un zâmbet până la urechi. Mai bine de o oră mi-am recuperat Google Account și canalele YouTube, deci sunt într-o fericire. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de mine, chiar și cu mesaje, comentarii. Da, știu, comentariile care erau pe Astrovedic au fost luate. La un moment dat știam că voi fi scoasă și din acel cont. A fost un mare noroc, cei care aveți canalele YouTube, să puneți un al doilea email de management, chiar dacă vă aparține vouă. De ce? Pentru că ai acces. Deci acela a fost norocul meu. Din nefericire, hackerul nu știa că am al doilea canal și în momentul în care a fost atacat al doilea canal pentru că am pus videoclipul, atunci a făcut toate comentariile off. Dar, bineînțeles, Google a fost alături de mine. Vreau să înțelegeți un lucru. Nu există posibilitate de a contacta Google decât prin YouTube. Și mai ales dacă ai un canal brand, cum este al meu. Asta o pot explica poate mai ușor cei care doresc să facă acel canal brand. Veniți cu întrebări, nu e nicio problemă, pot să pun așa ceva pentru că doresc să ajut. Deci, dacă nu exista canalul brand, eu nu aveam chat, mesaj, prin care să vorbesc direct cu persoane de la YouTube care sunt în același branch cu Google. Acel chat nu există dacă nu ai TubeBuddy. Este o extensie care te ajută enorm pe YouTube. Nu contează la ce te abonezi exact, adică nu contează să zicem că ți-ai luat un abonament pentru un an de zile, că ți-ai luat un abonament care îl plătești în fiecare lună. Lucrul acela te ajută enorm, pentru că acolo ai SEO, deci cuvintele cheie care să te ajute să se răspundească acest videoclip, ai traducere automată, ai traducerea propriu-zisă a titlului, ai programul pe care poți ca să îți pui tu singur videoclipul respectiv la orice oră să fie online, nu trebuie să fii tu în fața computerului, dar nu în ultimul rând pentru ajutorul pe care mi l-au dat. Deci nu exista nicio șansă să găsești un contact pentru Google. Pentru mine a fost extraordinar. A fost o călătorie stresantă, ore întregi, de la ora 6:20 dimineață până la ora 12:30 noaptea. Am completat nenumărate forme cu date stricte și legate de YouTube și legate de cont. Foarte multe lucruri pe care le-au cerut. La un moment dat, imaginați-vă că întrebam chiar în chat dacă acel email care mi-a venit pe alt email recovery, dacă într-adevăr sunt ei. Și îmi spunea una a doua parte, să zicem, a... Deci pe desktop îmi spuneau trimiterea acum să vedem. De ce? Să vă spun, pentru că hackerul respectiv m-a hackat cu un Google exe. Deci a folosit o terminologie din Google. A schimbat absolut tot, deci nu aveam acces la nimic. În momentul în care echipa de la Google a intrat, a fost ceva la care în sfârșit știam că s-a descoperit că aveam dreptate, că am fost piratată. Au început să curgă e-mail-urile, mi s-a încrețit pielea. Deci îmi venea să plâng pentru că nu puteam să cred de ce. Nu sunt un om care să câștig milioane, să știți că nu sunt bogățea hackerul, ce câștig pe YouTube.
dar nu puteam să înțeleg de ce. Bineînțeles că am înțeles că acest Google account poate fi folosit oriunde și să te aștepți că poate să-ți bată cineva la ușă, fără să știi că, de fapt, acel Google account este folosit la așa ceva. Deci, amatori, tuturor, va trebui să vă faceți toată securitatea, să-i zicem, sau toți pașii de securitate pe Google Account, fie că este important sau nu. Este, de fapt, identitatea voastră în Google. Și folosiți acel Google Account peste tot. Ce este bine este că oricând se intră, fie de pe telefon, de pe desktop, de oriunde vreți, se lasă o urmă. Și acea urmă a fost luată direct din computerul meu și Google, echipa Google, bineînțeles, au început să-mi trimită e-mail-uri, am încercat să intrăm în recovery cu asistența lor, bineînțeles. A fost dificil. Până la ora 12 și jumătate, când am zis că gata, acum trebuie să mă rog și să merg la culcare, chiar dacă pot să dorm o oră. N-am mâncat nimic ieri, dar zâmbeam și îmi beam cafeaua, atât. Și am zis mulțumesc divinității că e toată lumea, de fapt, cu mine. Ei bine, dimineața la ora 6:20 au început să curgă e-mail-urile. Am intrat pe cont, au început să curgă toate password care trebuia să schimb imediat, deci nu puteam să fac recovery dacă nu intram pe foarte multe aplicații pe care mi le-a dat Google și o aplicație care vă dau, sincer, să o aveți pe mobil, cei care mergeți în continuu pe Google-ul vostru. Este foarte bună pentru că nu poate să intre absolut nimeni dacă nu le dai tu accesul. Deci trebuia să fac acest lucru pentru că s-au făcut foarte multe schimbări și hackerul respectiv a folosit niște metode pe care le folosește Google. Ei bine, zicem că s-a terminat acea poveste urâtă. Am schimbat nenumărate coduri, password. Mai am încă de schimbat. Dar acum este bine, deci acum sunt exact în momentul în care pot să public. Mai întâi de toate voi publica acest videoclip pe care îl fac de pe mobil. Mi este mult mai ușor, pentru că ceea ce folosesc, camera pe care o folosesc pentru tarot, este cu susul în jos pe masă. Deci n-am cum să stau între timp, mai glumim puțin. Îmi place să glumesc, îmi place să râd, îmi place să fiu fericită, îmi place să dau pozitivitate și să vă schimb viața mai bine. Pentru că am realizat că nimic pe această lume nu este mai important. Nu luați nimic cu voi. Nimic. Absolut nimic. Până și îmbrăcămintea, poate ceilalți vă îmbracă după aia, dar vă îmbracă corpul. Deci nu aveți nici la asta acces după. Deci, vă mulțumesc. Sper să vă schimb viața în bine. Am schimbat la câțiva dintre voi. Mergeți pe Astrovedic. Luați niște sfaturi de acolo. Mantrele lucrează. Fac minuni. Încercați să vă schimbați viața. Cine nu dorește mantra respectivă care poate are 10-12 litere, poate chiar mai mult dacă sunt două rânduri, atunci poate face ce doresc ei. Dar să o faceți constant. Jumătate din creierul vostru să lucreze pe divinitate. Decât să spui o prostie, mai bine spui în gând o mantră. Decât să deschizi gura să spui cu totul altceva, mai bine o cânți acolo. Și atenția ta să fie și în altă parte, la munca, serviciul, ceea ce îți dorești. Deci, vă mulțumesc încă o dată.
Aștept mesajele voastre, să știți că aștept întotdeauna și idei de la voi. Asta nu înseamnă că le voi pune pe toate în aplicare, dar ideile voastre sunt foarte binevenite, să știți. Și mulțumesc tuturor care sunteți, deci toate fetele care sunteți alături de mine, de la webinari, cele care mi-ați trimis mesaje în particular. Vă mulțumesc din toată inima și vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine. O zi frumoasă, zâmbiți cât mai mult, oricât de supărați ați fi. Luați un 5 minute pauză și râdeți. Credeți că veți schimba ceva dacă veți fi posomorâți? Faceți o glumă din ceva, oricât de rău ai duce. Să nu aveți impresia că nimeni nu a trecut prin momente grele. Toată lumea trece. Dar dacă trebuie să treacă, înseamnă că există acolo ceva la care trebuia să îi se dea o lecție. Sau poate că lecția respectivă a fost ceva mai ușor decât ar fi putut să îi se întâmple. Deci atunci când vă loviți ușor, atunci când vi se întâmplă ceva, vi se ia ceva. Și mulțumesc Dumnezeului, Doamne, mulțumesc că n-a fost ceva mai mult. Știți cum e? Am să vă dau o pildă, să-i zic. Mama unui prieten a intrat la reanimare. Nu putea să respire. A mers la spital și i-au spus că dacă vrea să mai trăiască măcar o zi, să vină toate neamurile, să o vadă, să-i pună oxigen artificial, dar corpul ei nu mai poate, deci nu mai rezistă. Și a cerut persoanei respective 1000 de euro. Și atunci s-a întors sus și a spus așa: Doamne, îmi dai oxigen free, fără să-mi cer nimic. Îmi dai viață fără să-mi cer nimic. Îmi dai să mănânc fără să cer nimic. Și eu acum, ca să-i dau oxigen mamei, plătesc 1000 de euro pentru că sunt pe pământ? Deci gândiți-vă bine, că în momentul în care ridicați capul, îl ridicați către Dumnezeu. Sub orice formă de divinitate, sub orice formă. Și niciodată, dar niciodată, să nu blamați nimic dintr-o altă religie, dintr-o altă cultură. Nimic. Pentru că există cineva acolo sus care știe să dea palme. Niciodată să nu blamați un astrolog sau cineva intuitiv. Este normal. Atunci când se întâmplă lucrurile, toată lumea vine și spune: uite, așa mi s-a întâmplat, uite, așa mi s-a întâmplat. Dar dacă e ceva care nu ți se întâmplă, aman. Atunci vine și îți spune: nu e adevărat, habar n-are, nici nu știe. De ce? De ce? Ia gândește-te bine dacă atragi vreodată energie pozitivă. Ia gândește-te bine dacă într-adevăr ai făcut lucruri bune sau vrei să activezi lucruri bune. De ce Dumnezeu ne iartă, chiar dacă noi știm că în adâncul nostru am făcut o mare greșeală și ne simțim vinovați? De ce? Ia gândiți-vă bine. Cu acestea fiind, eu vă invit pe Astrovedic. Poate că cineva acolo își va schimba viața din cei care deja sunt și și-au schimbat viața și își schimbă în continuare. Aștept mesajele voastre. Mă bucur că sunt înapoi pe canalele mele. Vă mulțumesc. Vă doresc o zi frumoasă. Zâmbiți și să știți că voi posta pick a card. Și dacă vă plac într-adevăr acele imagini, thumbnail pe care le pun, să știți că mie îmi plac la nebunie. Și îmi dau inspirație. Aștept comentariile voastre. Numai bine, la revedere și ne auzim. Vă iubesc pe toți. Până la unul.